România este lider detașat în Europa la valoarea inflației. În timp ce rata anuală a inflației în țara noastră este de 5,2%, în Uniunea Europeană inflația în luna aprilie era estimată la 1,4%, arată date publicate de Eurostat. Cele mai ridicate rate ale inflației în UE s-au înregistrat luna trecută în România, Slovacia și Estonia. Ce înseamnă acest lucru pentru români? Scumpiri în lanț, spun analiștii financiari. Se întâmplă fenomenul anticipat de altfel, dar care, mă rog, n-a fost perceput corect de către cei care au luat deciziile. S-au mărit foarte mult salarii în anumite sectoare, care a generat automat acest tăvălug, inclusiv de inflație, de creșterea dobânzilor, de creșterea prețurilor la foarte multe produse, în general cele care fac parte din coșul zilnic și la care omul de rând apelează uzual. În aceste condiții, căruia nu i s-au mărit nici pensii, nici salarii, decât într-o măsură mult mai mică decât creștea, este grav afectat. Și aici sunt cei mai mulți și cei mai săraci. Specialiștii nu au previziuni prea bune pentru următoarele luni ale anului. Aceștia susțin că vor urma scumpiri nu doar la rafturi, ci și la capitolul servicii și utilități. Așa că măririle de salariu din sectorul bugetar s-ar putea să nu îi ajute prea mult pe beneficiarii acestora. Se majorează costurile la niște utilități acum, care sigur n-au un impact vizibil pentru că trecem pe perioada de vară, zi lungă, călduroasă, nu vedem costul la gaz, la curent sau celelalte, dar când ajungem în toamnă, aceste efecte se vor vedea. Deci spuneam, în condițiile în care foarte mult nu beneficiază de majorări de venituri, fie ele pensii sau salarii, impactul va fi substanțial. Inflația erodează serios veniturile. Creditele, care destul de mulți au credite, fie pe ipotecare, fie de celelalte natură, sunt elemente care vor eroda serios veniturile și costul vieții până la urmă va fi mult mai scump. În aprilie, față de aceeași lună a anului trecut, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4% în medie. Prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 7,2%, iar prețurile serviciilor au crescut cu 2,83%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la fructe proaspete, cu aproape 14%, la citrice, cu 11% și la gaze naturale, cu aproximativ 10%. Prețul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte prețuri, a crescut în aprilie față de decembrie cu 3,9%.